venerate the most blessed sites in Ivahore Mitropoli. Înalt preasfinția voastră, vă mulțumesc pentru aceste atât de odihnitoare zile în care am avut binecuvântarea să mă găsesc sub omoforul dumneavoastră și să cunosc cele mai binecuvântate locuri din Arhiepiscopia și Mitropolia dumneavoastră. I am bringing the greetings of our Pope and Patriarch Theodoros, the Patriarch in Africa and also from the faithful in the Metropole of Burundi and Rwanda. Aduc cu mine gândurile bune, salutările și îmbrățișările frățești ale Părintelui Theodoros, Patriarhul întregii Africi și rugăciunile și gândurile bune ale credincioșilor din Mitropolia de Rwanda și Burundi. What can I say myself, who is just a baby who is starting to grow, because you have just received the orphanos? Ce aș putea să spun eu, care sunt doar un copil, care abia încep să merg, câtă vreme noi abia am primit Ortodoxia? Brothers and sisters in Christ, there is a miracle which happened last night. There is a miracle which happens every day in our life. For example, when you went to bed, did you know that you wake up in the morning to come here? Frați și surori, există, este un miracol ceea ce se întâmplă de fiecare dată când mergem la somn sau când ne trezim dimineața. Aveați voi certitudinea că o să vă treziți de dimineață să fiți aici? His Eminence talked about the fig tree. It did not have fruits and we see that it was cursed and withered. Înalt preasfinția sa v-a vorbit despre smochinul neroditor care n-a avut fructe, n-a făcut roadă și a fost tăiat și s-a uscat. You and me, if our Lord could come today, what fruits do you have to offer? Dumneavoastră și cu mine, dacă totuși am venit astăzi, ce fructe, ce roade avem să-i aducem Lui? Today, we are celebrating history. We are celebrating one of our own, the King Mihail. It doesn't matter what position which you hold, but you can be a witness. That's what we say, martiria, that I'm witnessing. Astăzi noi celebrăm istoria. Ne aducem aminte de prințul Mihai Viteazu, de domnitorul Mihai Viteazu și ne gândim că nu e atât de important ce poziție ocupăm. Trebuie să ne gândim că nu e atât de important ce poziție ocupăm astăzi, ci cum putem să devenim martori, să-L mărturisim pe Hristos. It doesn't matter which position you hold. You can stand firm in your faith, in whatever faith which you are standing in. Contează ce demnitate socială avem fiecare dintre noi și modul în care trăim credința. So let us be imitators. Let us imitate those heroes what they left us and we are celebrating their life. Așadar, haideți să imităm, să urmăm pilda acelor eroi a căror viață o aducem într-o atenție astăzi și o comemorăm. His Eminence talked about faith. Sometimes question comes. In order to have faith, you see our Lord was doing miracles. People were not having faith. That's why He was doing miracles. So people can have firm faith. Dumnezeu uneori face minuni, alteori miracolele nu vin, dar Dumnezeu a făcut minuni ca oamenii să se întărească în credință, pentru că a văzut că ei n-au credință și ele s-au dorit în așa fel încât să-i fortifice. We don't need faith ourselves, because we don't need miracles nowadays to happen, because we have faith. N-avem nevoie astăzi să se întâmple miracole, pentru că avem credință. Because you woke up, I woke up, that was a great miracle in our life. Și apoi v-ați trezit de dimineață, eu m-am trezit de dimineață și acesta a fost un miracol, a fost o minune aceasta care s-a întâmplat în viețile noastre. Today, we came to join His Eminence, we came to join the sisters, even the political leaders are here so that we celebrate the matters of our country.
Astăzi am venit să ne alăturăm în al preasfinției sale, cler și popor, chiar și clasa politică a venit să se alăture pentru a ne aduce aminte de istoria acestei minunate țări, a țării noastre, zice în al preasfinției. If we have love to our country, if we have love, you know, love superpasses everything. Dacă avem dragoste, reușim să trecem peste orice, pentru că dragostea reușește să depășească orice obstacol. Your Eminence, in our metropole of Burundi and Rwanda, even though things are very difficult, we try to pass on the faith which you gave us. În al preasfințite la noi, în Burundi și Rwanda, lucrurile sunt dificile. Dar vom încerca să plecăm de aici și să ducem cu noi credința pe care ne-ați insuflat-o. The most difficult one is when you tell people, please go for confession. They say, you know, for me, I have no sins, I'm not a murderer, I don't steal, I'm not like that, why should I go for confession? Cea mai mare problemă la noi este să chem oamenii la spovedanie. Ei spun, nu sunt un criminal, n-am ucis, n-am furat, de ce aș merge să mă spovedesc? This is for the priests and other people. For us, we are okay. That's what they say. Spovedania asta e pentru preoți și pentru ceilalți oameni. Noi suntem în regulă, așa spun ei. For me, simply, I advise them, I tell them, when you woke up in the morning, do you say good morning to your wife, to your husband, to your children, before you went for work? Și eu le spun, când vă treziți dimineața, le ziceți bună dimineața soției, copiilor, celor din apropierea voastră atunci când ieșiți să vă plimbați? If you never say good morning to your wife, to your children, even at the place of your work, to say good morning to the people you want to get in the Orthodox Church, it is a sin. You have to go to confess that. Dacă nu spui bună dimineața soției, copiilor, celor cu care te întâlnești când mergi pe stradă, din perspectivă ortodoxă, acest lucru este un păcat, așa încât, iată un motiv să vii la spovedanie. Or, sometimes we are ashamed to make the sign of the cross. You know, the sign of the cross is the greatest weapon. Sau uneori ne simțim rușinați în a ne face semnul crucii, dar știți, semnul crucii este cea mai puternică armă în lupta cu diavolul. How many of us, when we wake up, we forget to make the sign of the cross? How many of us who are here, when they offer us food, we don't make the sign of the cross? Or when in the public, we fear they will look at us when we make the sign of the cross. Câți dintre noi, când ne trezim dimineața, uităm să ne facem semnul crucii, să ne închinăm? Câți dintre noi uităm să ne închinăm atunci când ne așezăm la masă? Sau mai rău, când suntem în public, în spațiul public, câți dintre noi nu uităm să ne facem semnul crucii atunci când trecem pe lângă un loc care este însemnat cu numele lui Hristos. So, I tell those people who say they have not committed murder, all this and that, so I say that even from those small things, by the way, there is no big sin and small sin. You have to know that. Și asta le spun oamenilor care spun că n-au omorât și n-au făcut păcate mari, că iată, și aceste mici păcate sunt importante. Apropo, nu există păcat mare sau mic. Your Eminence, I'm finished today this pilgrimage, this pre-metropoli. I have to thank you and the people, wherever we are going, the hospitality, they have excelled me, and above all, to you, Your Eminence, and I glorify God. And please, remember us in your prayers. În al preasfinția voastră, pelerinajul meu în mitropolia dumneavoastră, binecuvântată de Dumnezeu, se încheie astăzi și trebuie să vă mulțumesc pentru dragostea cu care ne-ați primit, pentru dragostea cu care toți cei de prin locurile prin care am trecut ne-au întâmpinat și vă rog să nu ne uitați, să ne amintiți mereu în rugăciunile în al preasfinției voastre. I ask for the people. Whenever they say our Lord's Prayer, especially in that place which says, Thy will be done on earth as it is in heaven. Le cer credincioșilor mei de fiecare dată când spun Tatăl nostru, în special atunci când rostesc acel pasaj care spune precum în cer, așa și pe pământ. So whenever you are doing your things,
never think many things, positive, negative, always say, thy will be done on earth as it is in heaven. Deci să se gândească cu responsabilitate, pentru că de fiecare dată când fac anumite lucruri, acele lucruri ar trebui să se reflecte și în ceruri, așa cum sunt făcute ele pe pământ. And also the same Lord's prayer, please try wherever we say, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Și ne spun mereu să gândească cu maximă atenție la acel pasaj și ne iartă nouă greșelile noastre, așa cum noi iertăm, precum și noi iertăm greșiților noștri. Those who don't wish, who don't want to forgive others, when they reach there, please say always, do not forgive me my sins, as I don't want to forgive those who sin against me. Please, those who don't want to forgive. Ne spun tuturor celor care nu vor să ierte, gândiți-vă și spuneți de fiecare dată Tatăl nostru așa, și nu ne ierta nouă greșelile noastre, precum nici noi nu iertăm celor care ne greșesc nouă. Your Eminence, with great humility, please forgive me these days which have been here. Please forgive me if there is something went wrong. Next time when I come, I will try to change myself, my way. Înaltea Sfinția voastră, vă rog să mă iertați dacă în aceste zile cât am fost aici v-am supărat într-un fel sau altul. Data viitoare când voi veni, am să încerc să mă schimb, să îmbunătățesc anumite lucruri.